Un nou tip de tratament injectabil a ajutat mai mulți pacienți diagnosticați cu obezitate și diabet să slăbească în doar 4 săptămâni, conform concluziilor unui studiu restrâns. Conform monitorul de Cluj.ro, o echipă de oameni de știință de la Imperial College London, care a testat un nou tip de tratament injectabil, a descoperit că pacienții care au beneficiat exclusiv de combinație de hormoni au pierdut în medie 4,4 kg într-o lună. Studiul a relevat de asemenea o îmbunătățire a nivelului de glicemie al pacienților, unii dintre aceștia ajungând după tratament la valori apropiate de cele considerate normale. Unul dintre motivele pentru care intervenția de bypass gastric funcționează în cazul multor pacienți care suferă de obezitate este faptul că în urma acestuia sunt eliberați în corp trei hormoni. În cantități mari a demonstrat un studiu efectuat anterior de grupul de specialiști. Această combinație de hormon numită GOP reduce apetitul, contribuie la pierderea din greutate și îmbunătățește absorpția zahărului. Deși este un studiu restrâns, noul nostru tratament bazat pe o combinație de hormoni este promițător și a demonstrat îmbunătățiri semnificative asupra sănătății pacienților în doar 4 săptămâni. De asemenea, pentru a compara rezultatele tratamentului, oamenii de știință au recrutat 21 de subiecți supuși chirurgiei bariatrice și 22 de pacienți care au urmat o dietă strictă. Săracă în calorii. Participanții supuși chirurgiei bariatrice au slăbit în medie 10,3 kg, iar cei din grupul celor care au urmat o dietă strictă au pierdut 8,3 kg. Relatează monitorul de cluj.ro.